Șerpii. Doar de la o singură mențiune a acestora, prin corp trece un fior neplăcut. Oricât de tare nu le-ar fi frică oamenilor de aceștia, în natură au concurenți demni și uneori chiar se ciocnesc în lupte fără precedent. Astăzi am adunat pentru voi cazuri în care șerpii au dat peste inamicul greșit. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Poate să vă pară că șarpele și-a speriat victima atât de tare că ea s-a înghesuit într-un colț, dar nu e chiar așa. De fapt, găina își apără urmașii din răsputeri, iar noi știm bine de ce sunt capabile mamele în așa momente. Bătălia a doi titani se răsfrânge chiar în fața dumneavoastră. Crocodilii nu par inofensivi, ci din contra, înspăimântători și periculoși. De aia vreau să-i aduc omagiu acestui șarpe pentru curajul său, deși acesta nu l-a ajutat nicicum. Șerpii și varanii fac parte din aceeași specie de reptile, dar pe varani mai bine să nu-i superi sau enervezi. Urmările pot fi deloc îmbucurătoare. Cobra a făcut o greșeală, permițându-i varanului să o muște. Puțin probabil că știa că mușcătura acestuia poate provoca paralizie. Această găină nu mai are unde să se retragă, este pusă în colț și își protejează puii de înrăsputeri. Pentru ei este gata să se lupte cu trei adversari deodată și cât de fericit sunt că i-a reușit. Pasărea secretară este o pasăre foarte puternică, caracteristica ei principală e că e un vânător excelent și preferă să vâneze în picioare. Lovitura ei cu piciorul e de 10 ori mai rapidă decât o clipire, de aceea șerpii se tem foarte tare de ele. Acum știm că șoarecele din Ratatouille nu doar e un mare bucătar, ci și un luptător bun. Șobolanul a făcut un pas disperat când șarpele i-a luat puiul. Nu-mi imaginez de cât curaj ai nevoie ca să-ți ataci cel mai mare dușman. Aceste animale sunt foarte organizate și inteligente, sunt foarte bune în a găsi șerpii pe câmpuri. În acest caz își avertizează rudele că există un pericol prin niște sunete și merg cu îndrăzneală la luptă. Broaștele, ca și șerpii, nu sunt cele mai frumoase animale, dar diferența este că broaștele nu sunt periculoase, adică ele nu sunt periculoase pentru oameni. Pentru șerpi nu este cea mai bună variantă de mic dejun. Sunt capabile să elibereze un venin special dacă simt amenințare. Șerpii sunt înfricoșători și solo, dar atunci când se adună te ia cu frisoane. Un grup de șerpi a decis să atace o iguană. Când reptila deja e prinsă de ghemul de șerp, se întâmplă ceva incredibil. Îi reușește să se elibereze și să fugă. Nici mitul lui David și Goliat nu e atât de epic precum această bătălie. Mărimea n-are importanță și suricatele au demonstrat asta prin exemplul lor. Sunt mult mai mici decât cobra, dar asta nu înseamnă că nu au șanse. Șarpele se retrage speriat. Iepurii fac parte din meniul zilei la șerpi și asta e logic. Micuțul pufos nu poate să se protejeze și nu este atât de greu să-l prinzi. Șarpele este deja gata să mănânce puiul, când de nicăieri apare mama lui. Continuarea o vedeți și singuri. Pitonul nu este venenos, el n-are nevoie de asta pentru a-și omorâ victima. În schimb, are o gură largă și mușchi puternici pentru a-și mobiliza și înghiți prada. Cu părere de rău, acest șarpe a avut un ghinion. Să înghiți o pradă cu așa coarne este foarte dificil. Una dintre armele de care se folosesc șerpii este frica pe care i-o trezesc prăzii sale. Deși aici clar ceva nu merge după plan. Se pare că veverița trebuia să devină ciuna reptilei cu sânge rece, nu invers. Curajul nu a lăsat-o să moară. Pe cine ați parea într-o luptă găină versus șarpe? Sunt aproape sigur că majoritatea ar vota pentru șarpe. Nu aș vrea să vă dezamăgesc, dar răspunsul nu e mereu corect. Găina nu doar că a luptat cu șarpele și a reușit, ci și-a protejat și puii.
Șerpii nu sunt împovărați moral, prin urmare să transforme un pui într-o gustare. Pentru ei e o treabă obișnuită. Totul mergea conform planului. Mama pasăre a zburat și copiii au rămas singuri. Poate ataca, însă există un mic dar. Pasărea matură nu zburase destul de departe. Bursucii de miere nu arată ca niște rivali amenințători, dar aspectul poate fi înșelător. Șerpii, în general, ar trebui să nu se apropie de aceștia. Veninul nu doar că nu-i afectează, ci și pielea lor este greu de mușcat. Dar se pare că nimeni nu i-a spus acestui șarpe despre asta. Fiecare animal are instincte, de exemplu cel de supraviețuire, dar el se mută pe al doilea plan atunci când intervine cel matern. Cobra s-a apropiat prea tare de pui și asta nu putea fi lăsat așa. Uneori, rolurile se inversează și chiar cel mai temut vânător poate deveni victimă. Pitonul a atras din întâmplare atenția unui leopard și repede a regretat asta. De la început, pisica a examinat cu atenție șarpele și până la urmă, pitonul ajunge în colții acesteia. Unele păsări par slăbite și lipsite de putere, dar curcanul nu e unul dintre ele. Curcanul din acest video nu doar s-a decis să lupte cu un șarpe, dar și l-a câștigat. Sincer vorbind, lupta nu a fost tocmai corectă. Șarpele cu clopoței e asasinul lumii animale. Aruncarea lor este incredibil de precisă, iar sunetele pe care le scot nu fac decât să atragă victima. Nu prea ați vrea să vă întâlniți cu așa personaj, nu? Dar sunt și cei pentru care asta nu contează. De exemplu, acest vultur care este pus pe ideea de a transforma viermele mare în cina sa. În spatele acestei codițe pufoase și a ochilor drăguți se ascunde un luptător adevărat. Șarpele s-a apropiat prea tare, iar pentru asta a avut de plătit. Sincer vorbind, nici nu-mi imaginam că aceste ruzătoare pot să lupte așa. De aceea am rămas foarte surprins când am văzut acest video. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă este frică de șerpi? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!